Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Am deosebită plăcere să vă arăt cea mai pufoasă, cea mai călduroasă și cea mai catifelată față de pernă din univers, fața de pernă Veluto. În magazinul de pe Facebook al Violetei, Violete Happy Needles, găsiți și un kit care vă va ajuta să puteți realiza această față de pernă. Kitul cuprinde firele necesare, marcatorii, croșete din bambus, dar și o schemă printată. De asemenea, vreau să vă anunț că Violet are pe canalul său de pe YouTube un tutorial cu o față de pernă tricotată și o să vă las în descrierea acestui clip linkul către acel tutorial. Bineînțeles că a folosit tot aceste minunate fire Veluto de la Alize. Iată că am terminat prima parte. Am în total 28 de rânduri, pentru că la rândul numărul 26 am definitivat inimioarele, iar apoi am continuat cu alte două rânduri cu alb, câte o jumătate de picioruș dublu în fiecare ochi. Atât la rândul numărul 27, cât și la rândul numărul 28, am câte 39 de jumătăți de piciorușe duble și vreau să vă arăt și spatele. Este foarte frumos, ordonat, exact așa îmi place mie, nu contează că este dos, vreau să arate impecabil. Am terminat și spatele, în total am 28 de rânduri, la fiecare rând am 39 de jumătăți de piciorușe duble și a venit momentul să unim cele două părți. Ceea ce vedeți în acest moment în cadru este prima față de pernă, cea pe care v-am arătat-o în live-ul de săptămâna trecută cu Violet. Aceasta avea 5 inimioare și m-am gândit că ar fi mult mai frumoasă dacă aș mai adăuga două, astfel încât să avem 7 în total. Acesta este dosul, la fel de simplu, numai jumătăți de piciorușe duble. Voi pune spatele cu dosul în interior, adică cu dosul spre mine, fața cu dosul la fel în interior, deci am față și față. Jos aici am cele două ațe de la ambele părți, voi face un nod. Îl voi lăsa în interior și mă voi prinde cu firul turcoaz în acest punct, pentru că voi merge cu jumătăți de piciorușe duble de jur împrejur, astfel încât să facem și acea margine. Introducem croșeta în partea din față, în același timp în partea din spate, luăm firul turcoaz, lăsăm ața puțin mai lungă ca să o putem ascunde pe dosul lucrului, tragem firul, ochi de lanț și în primul ochi o jumătate de picioruș dublu. Și vom merge cu câte o jumătate de picioruș dublu, prinzând ambele părți pe această latură până când vom ajunge la primul colț. Am ajuns în partea de sus, iar în colț voi face 3 jumătăți de piciorușe duble. 1, 2, 3. După care vom merge, aici avem și ochiurile foarte bine evidențiate, cu câte o jumătate de piciorușe dublu, prinzând cele două părți, până când ajungem în cel de-al doilea colț și aici am două fire, le voi înnoda, voi lăsa ața pe dos în interior pentru că o voi ascunde la final
grijă introducem croșeta în ochiul din față și în ochiul din spate, jumătate de picioruș dublu. Am ajuns la următorul colț. Și voi face în acest colț 3 jumătăți de piciorușe duble în același ochi. După care voi coborî pe această latură cu câte o jumătate de picioruș dublu până când voi ajunge la următorul colț. Iată că am ajuns în partea de jos. Eu voi cumpăra un fermoar și îl voi pune exact aici jos și vreau să vă arăt cum o să merg pe o singură latură cu jumătăți de piciorușe duble, apoi mă voi întoarce și pe cealaltă latură. Deci în același punct, dar apuc numai partea din față, fac o jumătate de piciorușe dublu, o altă jumătate. Am 3. Și voi merge pe latura din față cu câte o jumătate de piciorușe dublu în fiecare ochi. O jumătate de piciorușe dublu, o altă jumătate, iar în acest ultim ochi am deja o jumătate și voi mai face 2 în același ochi. După care introduc croșeta în ochiul aferent primei jumătăți de piciorușe dublu, punct alunecat, și mă întorc pe latura cealaltă, adică pe cea din spate, în același ochi, o jumătate și încă o jumătate. Și voi continua cu câte o jumătate de piciorușe dublu și pe această latură. Mai am foarte puțin. În ultimul ochi am deja o jumătate de piciorușe dublu, voi face 2 jumătăți în același ochi. Introduc croșeta aici și fac un punct alunecat. Mai trag o dată, las firul puțin mai lung pentru că îl voi ascunde pe dosul lucrului și am terminat! Și fața de pernă croșetată velută este gata. Tot ce rămâne de făcut este să cumpăr un pui de pernă nou și un fermoar să-l cos de mână în partea de jos. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și nu uitați că în magazinul Violetei de pe Facebook, Violete Happy Needles, găsiți kitul care vă ajută să creați această față de pernă. Kitul cuprinde toate firele necesare, croșete din bambus, marcatori, dar și această schemă printată. De asemenea, vă mulțumesc din suflet pentru comentarii, pentru distribuiri, contează foarte mult pentru mine și ne vedem data viitoare cu un alt proiect ambițios. La revedere!